Datoriile spitalului de urgență din Petroșani au scăzut. Managerul unității medicale din Petroșani spune că după ce a fost aplicată metoda de reducere a cheltuielilor, au scăzut și datoriile undeva pe la jumătate. Față de momentul la care am fost obligați să luăm acele măsuri, respectiv, să zic așa, începutul problemelor undeva prin noiembrie anul trecut, când spitalul ajunsese la 110 miliarde de datorie, la ora actuală datoria se cifrează la 66 de miliarde. Medicul spune că toate cheltuielile aferente medicamentelor sunt la jumătate față de normal. Asta înseamnă medicamente mai ieftine pentru pacienți. Am cheltuiala salarială care la ora actuală se cifrează redusă fiind la aproximativ 22 de miliarde. Veniturile spitalului într-o lună sunt de circa 28-29, maxim 29,5 miliarde. Dacă discutăm în cifre pur teoretice, aș avea nevoie de un 4 miliarde pentru medicamente, undeva la 2 miliarde, 2 miliarde jumătate utilități, material sanitar 1 milion, 1 miliard, 1 miliard și ceva, reactivi 4 până la 800 de milioane, în mod cert nu în cap în banii pe care îi avem. Și ca atare ne permitem cam la jumătate ce înseamnă medicamentele, deci în loc de 4 miliarde alocăm undeva la 1 miliard 600, 1 miliard 800, 2 miliarde funcție de la o lună la alta, materialul sanitar undeva la 6-700 de milioane, hrana pacienților nu o putem reduce sub o anumită limită pentru că chiar nu se poate. Încercăm să luăm acele medicamente care sunt de strictă necesitate și în special forma injectabilă, care este mai utilizată în perioada de spitalizare. Managerul unității medicale din Petroșani a recunoscut faptul că pacienții au fost nevoiți să-și cumpere medicamentele necesare. Mulți dintre șomerii care locuiesc în Valea Jiului ar dori să lucreze legal în țările membre ale Uniunii Europene. Din păcate pentru ei, aceștia întâmpină două probleme majore, astfel că numărul celor plecați afară nu a fost unul deosebit de mare în acest an. În primul rând, nu dețin calificările în meseriile în care sunt oferite locuri de muncă, iar apoi nici nu cunosc vreo limbă de circulație internațională. Locurile de muncă din străinătate sunt locuri de muncă cerute cu înaltă calificare. Deci oameni foarte bine pregătiți se caută în străinătate. Asta e prima condiție, să aibă acea calificare cerută de angajator și a doua condiție este să fie vorbitor de limba străină, pentru că și asta este o cerință al angajatorului. În prezent, la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă din Petroșani, oferta de joburi din statele Uniunii Europene vine din Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Malta și Norvegia. În aceste țări sunt căutați șoferi, măcelari, medici, ingineri software, asistenți medicali sau bucătari. Angajații din sistemul sanitar vor intra în grevă generală în 28 noiembrie. Protestul este anunțat a se derula pe o perioadă nedeterminată. Greva generală va fi precedată de o altă acțiune de protest programată în data de 25 noiembrie, între orele 8 și 10. Principalele solicitări ale sindicaliștilor sunt legate de acordarea către sistemul de sănătate a 6% din PIB, majorarea salariilor, dublarea salariilor medicilor rezidenți sau elaborarea unei legislații care să garanteze independența profesională a celor care lucrează în sistemul public și cel privat. Anunțul referitor la declanșarea grevei generale a fost făcut de către Marius Sepi, prim vicepreședintele Federației Sanitas. Acesta a mai precizat că sindicaliștii vor solicita și demisia ministrului Sănătății Eugen Nicolaescu pentru nerezolvarea nici uneia dintre solicitările transmise până în prezent. La începutul lunii noiembrie, rata șomajului în județul Hunedoara era de 6,88%, adică mai mare cu 1% comparativ cu luna anterioară. În prezent, numărul total al șomerilor este de 13.324, dintre care 6.132 sunt indemnizați. În Valea Jiului, numărul șomerilor este de 843 în Lupeni, 713 în Vulcan, 763 în Petrila și 1.513 în Petroșani. Sunt foarte multe persoane care au venit în ultimele 2-3 luni să se înregistreze în căutarea unui loc de muncă, oameni care de foarte mult timp nu lucrează și, nu știu, din diferite motive au venit doar acum să se înregistreze.
În luna octombrie, 1773 de persoane au reușit să se încadreze în muncă în județul Hunedoara. Dintre aceștia, 569 pe perioadă determinată. Locuitorii din zona Slătinioara vor ca administrația locală să le amenajeze drumul până sus în deal, mai exact acolo unde se află și Muzeul Momârlanului. Problema principală ar fi dacă s-ar face cât de cât rigolele ca să nu mai meargă apa pe drum. Merge apa pe drum și când vin ploile mari, tot spală. Spală piatră, spală degeaba, că băga, nu putem zice că nu. Deci față de alte drumuri e acceptabil, dar nu, turiștii vor ceva mai... Nu, asta este, vor ceva ca la ei. Am cere dacă s-ar putea măcar un izgrop să mai fie petruit, să mai fie amenajat cât de cât. Avem un plan asfaltarea tuturor drumurilor, sunt patru la număr. E vorba de Slătinioara, de Dâlgea Mare, Dâlgea Mică, pe Sălătruc și pe Roșia. Oamenii mai spun că în zonă se află și un traseu turistic care însă nu este marcat corespunzător, iar acest lucru îi alungă pe turiștii veniți în zonă. Nu știu ce s-a întâmplat, că acum nu mai este, deci aveam niște tabliță cu roșu-alb, știți cum se face cărarea turistică și acum bă, că nu mai amenajat-o nimeni. Deci ar trebui totuși, că vin până aici, v-am zis, aici să arăta ce mai știu. Nu e un traseu turistic, e o cale de acces și o posibilitate de a ajunge în Parâng și pe zona respectivă, dar nu e amenajat nimic. Și s-ar putea amenaja? Există... În principiu, da, se poate amenaja, însă vom vedea tot așa dacă vom putea să prindem pe un proiect cu finanțare europeană. În funcție de buget, reprezentanții municipalității spun că vor încerca să răspundă în mod pozitiv solicitărilor celor de pe strada Slătinioara. Iarna se apropie cu pași repezi, iar oamenii sunt în febra cumpărăturilor. Astfel, cumpărătorii au două variante, fie își cumpără haine noi, fie la mâna a doua. De cele mai multe ori, cumpărăturile pentru reînnoirea garderobei se fac de la magazinele cu haine la mâna a doua. Avem destule haine, slavă Domnului! Rămâne în urma noastră! Ce mi se pare potrivit, da. Și e marfă de calitate, de obicei. Da, aleg și eu ce îmi place mie. Sau ce mi se potrivește la vârsta asta. Da. Noi ne mai permitem să ne cumpărăm haine noi? O parte de voi, tinere, da, și o parte nu. Că mulți sunt fără servici. Și mai puțin cu servici care își poate permite. Cam așa. Avantajele acestor magazine sunt multiple. Lumea vine în fiecare zi, prețurile sunt foarte mici, atractive. Vă așteptăm cu drag să veniți la magazinul nostru. Aveți și oferte, depinde de zile. Da, în funcție de vânzări, avem 50% reducere, 5 lei, 3 lei, 2 lei, 1 leu. Vă așteptăm cu drag să veniți la magazinul nostru. Ce se mai cumpără? În general, acum cele de iarnă, gecile, pantaloni, veste. La polul opus sunt magazinele cu haine noi, unde prețurile sunt ceva mai ridicate. Prețurile cum sunt? De la 300 în sos. Un palton care e românesc, e foarte multă marfă, producție românească. Sunt și paltoane 2 în 1, adică cu glugă, care pot fi, gluga este detașabilă, pot fi folosite și ca un palton elegant, fără glugă, sau un palton sport cu glugă. Ne-am aprovizionat cu ghete de iarnă. Majoritatea sunt piele, îmblănite, paltoane avem iară la prețuri pentru toată lumea, de la 1,5 la 3,5. Blugi, iar care sunt mult mai groase decât cele de toamnă care le aprovizionez. Deci bluze, hanurace, cam de toate. Și copiii trebuie să fie îmbrăcați corespunzător în sezonul rece. Așa că la magazinele de profil s-a început deja aprovizionarea cu hăinuțe pentru juniori. Ce caută părinții? Gecuțe sau costume întregi? Și costume întregi, și fâșuri pentru băieți, căciulile groase, iară cure, cu blănițe se caută acum pentru sezonul rece. Noi pe toată lumea așteptăm cu mult drag și sperăm să vină. Prețurile cum sunt? Pentru toate buzunarele. Deci avem prețuri începând de la 50 de lei, 60, 180 groase. Deci pe buzunarul tuturora.
Prețurile hainelor de iarnă variază de la un magazin la altul. O ținută completă pentru sezonul rece poate ajunge la 1000 de lei pentru adulți și 300-400 de lei pentru copii.